not reckless driving. This was murder. Teen sentenced to life. The man, the ultimate speed of that vehicle to 90 to 100 miles per hour. 18-year-old Mackenzie Shirilla could face life with no possibility of parole until 2055 for the murder of boyfriend Dominic Russo and passenger Davian Flanagan. The crash video. This is the type of evidence you can never unsee. You can never forget the visual or audio of this exhibit. It's chilling and tragic. As you review that exhibit, you know that you are watching the oncoming deaths of two people, and there's nothing that will stop it. She was driving the car at terrifying speed at 5:30 a.m. when it hit the wall of a building in the Strongsville suburb of Cleveland, Ohio, on July 31st last year. She chose a course of death and destruction that day. All three had been smoking marijuana, and cops also recovered magic mushrooms from the scene. This trial is a culmination of decisions made by one person, the defendant. Those decisions have forever altered the futures of three families. And of you also, Mackenzie. And your decisions forever rob Dominic and Davian of the futures that they had before them. Adică în Statele Unite, unde într-adevăr în foarte multe comunități e o reală problemă cu acest consum de droguri, statul a început să descurajeze el atât traficul cât și consumul. În momentul în care un adolescent cu toată viața în față, dar cu mintea făcută varză pentru că în seara aceea consumase droguri, a făcut un accident de circulație și au murit alți doi tineri, fix ca în speța noastră, s-a primit sentință pe viață. La noi legislația, cel mult în cazul tânărului Pascu, prevede un maxim de 7 ani. Și alții au luat cu suspendare. Doamna Crețulescu, tot pentru omor din culpa. Se încearcă înlăturarea pericolului social. La noi nu se încearcă nici prevenție, nici limitarea pericolului social. La noi se judecă fix doar în litera legii, nu și în spiritul legii. Asta e problema la noi. E justiția varză. Și știți ce mai ajută iarăși? Faptul că noi, inclusiv din România, ne putem uita la momentul în care acea sentință s-a dat. Atât de public și transparent este totul. Și chestiunea asta descurajează. În schimb, noi nici nu putem să aflăm cine a fost în mașină cu acest Vlad Pascu în momentul accidentului. Nu, în momentul accidentului nu era nimeni. În momentul în care a intrat în secție. A fost oprit de poliție, da. Dar apropo de descurajare, pentru că tot vorbeam, că nu se poate, sunt strigătoare la cer și au trecut pe mâna justiției, au fost analizate. Unui plecat al lui Iorgulescu și nu se mai știe unde, dar și-a băgat un om și a lăsat o familie îndoliată. Alții au luat cu suspendare, nu le dau nume, că sunt colegi. Acum nu se mai poate cu suspendare dacă ești drogat sau dacă ești sub influența băuturilor alcoolice, însă din prima zi v-am spus că în această speță nu s-a reținut, deci nici procurorul și nici judecătorul nu au reținut consumul de droguri. Că au zis, domnule, să vină analiza de la INML. Adică atât de nebunească este treaba. Bine, ai omor din culpă, vătămare corporală, da, da, dacă nu reții, poți să ajungi la suspendare. În speța asta nu s-a declanșat pentru... Păi cum? Păi atunci înseamnă că nu se aplică nici agravanta cu conducerea sub influența. Păi tocmai asta am remarcat din prima zi. Și n-am putut, au băgat la secret procurorul care a făcut asta. L-am întrebat oficial pe prim ajunctul procurorului. Asta e caz de CSM. Asta e caz de CSM. Mai greșit procedural? Faptul că nu au dus victimele la IML, deci au dus la pompe funebre, cei care au și sunat părinții, că poliția n-a sinchisit să-i sune, deci nu s-a făcut autopsie să stabilească cauza decesului. Dar știm ce întreb eu? Cine a influențat în povestea asta că nu e doar un șir stupid de incompetență? Este mai mult decât atât. Popa Ilie, mai facem un breaking news acum pentru că avem informații și despre ceea ce se va întâmpla la Bruxelles, știți foarte bine, pe 1 august trebuiau să înceapă acele negocieri pentru recalcularea pensiilor. Bună seara, domnule Popa Ilie, vă ascultăm. Bună seara, doamna Crețulescu, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră.